Ce gânduri te-ai rândul? Păi, în primul rând, m-am întors acasă, sunt fericit cu gândul de a evolua. Am avut o experiență nu atât de reușită, nu cum mă așteptam la voluntar, însă este în trecut și vreau să muncesc aici, să-mi câștig locul să joc pentru această echipă. Ce s-a schimbat între situația ta de când ai plecat și cea de acum? Păi, în vară am luat o decizie pe care eu mi-am asumat-o, nu am fost împins de la spate de nimeni, din contra toată lumea a fost surprinsă când am luat decizia. Poate am greșit, poate nu mă uit înapoi, nu regret nimic și sunt bucuros că am reușit să mă întorc acasă, echipa la care m-a crescut și sper să joc aici. Ce șanse crezi că ai să joci? Pentru că e concurența mare la jocurile. Știu că este concurența mare, era și în vară, mereu a fost concurența mare la afară, pentru că sunt jucători de foarte mare valoare. Însă mie îmi place concurența, cred foarte mult în mine și sper să mi se ofere șanse să arăt ce pot, însă asta depinde de mine, vă dați seama. Ce crezi că n-a mers la voluntari de jucat atât de puțin? Nu vreau să vorbesc foarte mult de acel lucru. Poate o să vină și vremea când o să vorbesc mai multe, deocamdată nu cred că sunt în măsură să spun eu. Consider că m-am pregătit foarte bine și de fiecare dată când mi s-a dat șansa am intrat cu tupeu, am făcut-o bine. Mai departe nu știu de ce n-am primit multe șanse. Cum vezi această parte a campionatului? Urmează 9 etape cu meciuri foarte grele, mai ales primele 3 pentru finală. Da, cred că jucăm, cred că fiecare meci este o finală. În primul rând, obiectivul este intrarea în play-off, vrem să ne asigurăm matematic și cred că nu mai este niciun secret că vrem să ne batem la campionat și sperăm să intrăm în play-off cu puncte necesare pentru a face acest lucru. Te-ai sfătuit cu tatăl tău când ai luat decizia să te întorci? Da, m-am sfătuit cu tata, cu toată lumea, cu cei din jur. Cred că este cel mai bun lucru pentru mine. Nu mă uit în spate. Sunt din nou la echipa care m-a crescut, echipa care mă cunoaște cel mai bine ca jucător și sper să dau randament aici pe viitor. Rolandas, you haven't played for months. I played in the national team last time when I broke the contract with Cluj. I was training in my country with other team who is in my hometown, so I was training till December, and after I was free. I mean, I didn't make. I was in holidays, but when I broke, I was training. So physically, you're fit. I had a 1 month holidays, but I was making some exercise. But of course, I need to make trainings and to get in better condition. So you played at Arad, at Cluj. Yeah. So what's not a good experience for you at Arad and Cluj? No. No, in Arad was everything okay. You know, you cannot choose, but there I had my minutes. Okay, I was not 11 squad player, but I had my minutes. In Cluj, what happened, it happened, you know. Sometimes you cannot control some things. So, it is what it is. I look forward. So now you're at the team who is the first in Romanian championship. So, what do you think about that? First thing, I'm very happy to be here. This is a big opportunity for me, and when I get the offer here to come here, I was really happy. I was, even now I'm happy, maybe you don't see from my face, but inside I'm like, I have a lot of happiness. So yes, I'm very happy to be here. So do you think it's what is the level of Romanian football? It's good level. For me, it's good level. If I cannot say nothing, because for me, it's good level. I didn't, my name in Romania is not big. I need to improve, I need to play, I need to get experience, maybe one day. But for me, it's good level. Do you think Faro has a chance to win the championship? Of course. Of course, yeah. At the moment they are first,
with this group, what I see, okay, I don't, I stay here just one day, but I see the guys. So with good group, we can achieve everything. With good coach, everyone around this team is good people.